aș vrea să mergem pe ideea aceluiași gând. Maestre, cel mai important e că sunt cu voi astăzi seara aici. Cel mai important este că ne aflăm din nou toți împreună. Mai ales împreună cu orchestra radio, sunt convinsă că viitorul spectacolelor va fi totuși cu orchestra pe scenă. Și ne bucurăm de colegii noștri. Aș dori să vă fac o declarație muzicală. O prima audiție care mi aparține, muzica și versurile, se numește Ți-aș da orice. Iubita mea, sufletul vieții mele, te iubesc. Dacă nu te-aș fi întâlnit, viața
viața mea nu ar fi avut niciun rost. Tu ești tot ce am mai bun pe lume. Tu ești fericirea mea. Te iubesc. Nu de mult încă mă iubeai, ca în prima zi. Stelele nu se deslipeau de la ferești. Sunt reci, nu-i pot găsi. Și mă tem că nu mă mai iubești. Ți-aș da orice să mai rămâi, să mângâi dragostea mea cu șoapte de nebun, așa ca și acum. Chiar să mă minți, să-mi spui că în viața ta eu voi fi soarta ta, soarta ta. Dacă e soarele încălzea inima mea, dorul tău nu se asemăna. Să mă minți, să-mi spui că în viața ta eu voi fi soarta ta, soarta ta. Dragostea mea, neprețuită mea comoară, veșnicia se poate sfârși, dar iubirea mea pentru tine este nemărcinită. Chiar și soarele în toată splendoarea lui se pierde în fața frumuseții tale. Toată viața mea depinde de zâmbetul tău. A apărut și un trio vocal feminin, Anca Luminița Cătălina.